Interpreți și formații autohtone au evoluat miercuri 21 septembrie într-un concert în aer liber organizat de primăria orașului Râșcani cu suportul Fundației Renato Usatăi, care a oferit locuitorilor un cec în valoare de 200.000 de lei pentru amenajarea localității. Manifestările dedicate hramului au avut loc pe parcursul întregii zile și au culminat cu un concert grandios desfășurat pe unul din stadioanele orașului. Spectacolul oferit de primărie cu suportul Fundației Renato Usatăi a adunat la eveniment aproape 3.000 de oameni veniți din diferite sate și raioane. Publicul a avut parte de 6 ore de neuitat împreună cu Pașa Parfenii, formația Cort Doinița German, Adriana Ochișanu și Cristina Croitoru. Da, mai fost. Îl apreciez. Ne place, e vesel. Ați venit cu copii? Da, desigur. De ce? O să-ți trec și e puțin. Normal, slavă Bogu. Подходишь? Нравится концерт? Да, очень даже. Спасибо. Спасибо. Нормально, мне понравилось, но дай Бог счастья и здоровья с тем. Сейчас вам здоровья. De o primire călduroasă și aplauze furtunoase a avut parte și primarul orașului Râșcani, Victor Bogatko, care a adus sincere felicitări râșcănenilor cu ocazia zilei orașului. Хотел бы пожелать единственное здоровье, спокойствие, благополучие, благоденствие, потому что нам хочется сделать больше. Естественно, исходя из той ситуации, которая сегодня существует, мы делаем что-то, но этого не хватает. Мы прекрасно понимаем, что люди хотят большего. Мы потихонечку, шаг за шагом, стремимся сделать так, чтобы наш город был приятнее, наш город был более успешнее. Pe lângă primar, pe scenă și-au rostit mesajele de felicitare candidatul din partea partidului nostru pentru prezidențialele din 30 octombrie, Dumitru Ciubașenco, vicepreședintele partidului Ilian Cașu și președintele Fundației Renato Usatăi, Elena Grițco, care a oferit în dar primăriei de Râșcani un cec în valoare de 200.000 de lei pentru amenajarea localității. С вашим храмовым праздником. Пожелать каждому жителю города Рышканы, их семьям счастья, мира, благополучия, чтобы у вас все было хорошо, чтобы Пресвятая Богородица оберегала каждого из вас и весь ваш город. Вы трансмите у нас каждый салют и феличитерку храму Лорашевы. Молте калдура и суфлите, и лумина на инимиле вастре. Să dea Domnul ca cerul care este deasupra Republicii Moldova să fie unul senin permanent și îngerul păzitor să fie mereu alături de voi și să vă ocrotească familiile. Cu prilejul acestei frumoase sărbători, Renato Usatăi nu a uitat de voi și vine cu un cadou pentru orașul Râșcani cu 200.000 de lei care vor fi îndreptate pentru amenajarea orașului Râșcani. Felicitări Râșcani încă o dată! La mulți ani! Cu un mesaj de felicitare pe rețeaua de socializare Facebook a venit și liderul partidului nostru, Renato Usatăi. Știți cu toții că nu e primul an când echipa noastră merge în sate și orașe și niciodată cu mâinile goale. Sunt cazuri când sunt criticat pentru cheltuieli exagerate la sărbători, dar personal consider că procedez corect, pentru că altfel nu pot. Ieșiți mai des din Chișinău, priviți-i pe oamenii care trăiesc foarte sărac în frumoasa noastră țară și veți înțelege de ce îmi place să le fac surprize plăcute. Viața Moldova nu e de zahăr, iar puțină bucurie și veselie nimănui nu strică. Pe data de 21 septembrie i-am felicitat pe locuitorii din satul Maximovca, raionul Anenii Noi, Celacul Nou, raionul Fălești, satul Hiliuț, raionul Fălești, Stolniceni, raionul Iedineț. Spre seară echipa a ajuns și la Râșcani, unde de asemenea se sărbătorește hramul. Acolo, cu susținerea fondului Renato Usatăi, a fost organizat un concert. Banii donați de fundația lui Renato Usatăi reprezintă investiția noastră în infrastructură. Ei vor fi cheltuiți pentru necesitățile acestor localități, la decizia autorităților locale. Regret sincer că de această dată, spre deosebire de alte dăți, nu am putut participa personal la manifestații. Din toată inima îi felicit pe locuitorii din Râșcani și din alte localități unde se marchează hramul.
Vă doresc fericire, bunătate, pace pe pământ și un loc de lucru acasă, dar nu în străinătate. Sănătate dumneavoastră și celor apropiați. Împreună numai decât vom învinge. Cât sunteți voi, este și speranță. Sărbătoarea a culminat cu un grandios foc de artificii. Cu ocazia hramului localității, sărbătorit pe 21 septembrie, Fundația Renato Usatăi a mai oferit în dar cecuri în mărime de 100.000 de lei primăriilor din 4 sate din raioanele Fălești și Anenii Noi.